La începutul părții a doua a interviului nostru, o să vă rog să-mi spuneți dacă știți cumva, ați aflat, dacă mai sunteți persoana non grata. Știu că în columbofilie ați fost declarat. La un moment dat... Persoana non grata. Ați rămas în continuare, bănuiesc, nu? Adică dumneavoastră aveți așa impresie slabă, să nu zic altfel, despre conducerea onorul UFCR. Dom'le, o hotărâre luată acolo, e tabu, dom'le. Nu se întoarce, nu se admite, nu se... Ei vă... Da. Eu întrebam vis-a-vis... V-au pus pata la masă. Vis-a-vis de alegeri. Vis-a-vis de alegeri de-astea la filial. Dom'le, se trăsește o filială. Așa, da, chiar. Și îl propune președinte, a făcut ședință, l-au ales pe Dinu și îl trimite spre validare, că trebuie să valideze biroul federal al lor. Biroul de consiliu director. Vedem Tunduc la aprobă, fapt pariu că nu. Pentru că Tunduc trebuie să semneze și să-l numească pe la face o altă hârtie prin avocații lor, casa de avocatură, așa, și îl trimite la judecătoria Giurgiu. Da, domne, probele astea. Da, deci alegem conducerea. Ce alegeți, mă, voi? Dacă lui Tunduc îi convine cine e, pa... Cu siguranță. Haideți, mă, nen. Dar Tunduc acum este preocupat de alte are, s-a apropiat niște alte alegeri. Da, am înțeles că ce toată energia așa, capacitatea pe segmentul ăla. Domne, eu îl admir pentru tenacitate. O tenacitate care n-are nimic comun cu sportul columbofil. Cu columbofilia, nu sportul. Că e sport, nu fac columbofilia. Și îl admir că a păcălit. Deci impostor este litere mare așa. Au păcălit pe mulți și am filipat o firmă vis-a-vis exact, vreau să vorbim și de aia, să vă întreb. E treaba lui, poate. Vi se pare normal ca în calitatea lui, funcțiile pe care le ocupă, să promoveze cu atâta insistență și să mediatizeze o activitate personală? Mie nu. Nu mi se pare corect. Eu cred că în Germania, dacă se întâmplă... Dacă dumneavoastră, mi se pare normal. Mie nu mi se pare normal. Dar totuși, celor, da, exact. Păi și atunci, da. Cine mai? Ce? Visează probabil să ajungă în funcția... Dumneata, nu te uiți. Eu am făcut astea vis-a-vis de ăla care l-ai pus, mă, și traiful ăla care l-ai pus, dumneata. Am înțeles că un băiat din Traian Nițescu are un porumbel care e propozabil la un loc foarte, foarte bun. Și eu discutam cu cineva aseară, că am discuții și mulți mă sună. Interesant, și... știu. Da, și legat de funcție, și legat de FRSC, și legat de viața. Și mă întreba juridic și i-am spus așa, voi copilă, voi nu observați un lucru? Voi ăștia, inima buricul pământului, voi ăștia, inima columbofiliei românești, București, CMSB-ul ăsta, cum vă numiți. ACPB-ul. În fine, care e un port ilegal de nume. Bun, așa. Voi nu vă uitați că de 10 ani de zile, de când a venit un duc câți are el la... Așa. Voi nu mai reprezentați, din punct de vedere valoric al clasamentelor, nimic. Și aveți noroc cu Alexandru de la RRP că se mai duce pe la ala și îl prezintă pe Ahile, pe Termopile, pe nu știu ce. Voi nu vă uitați când te uiți în clasamente? Voi nu vedeți că, virgulă, campioni încep de la Olt încolo? Așa? Și ea mai păcăli că n-are ce să facă cu Suceava. Și cu zile în nordul Moldovei, da. N-au ce să le facă la ăia, că ea sunt așa. Da. Hai, uite, i-am spus, hai să-l vedem pe domnul de la Bacău, toată stima și respectul pentru abnegație și pentru pricepere. Cum îl cheamă? M cu M. Da, așa e. Așa. Să-l vedem în 2-3 ani, dacă mai e pe acolo. Mai la stânga, mai la dreapta, mai 2 lei. Mai ne-am hotărât aseară să nu mai lansăm mâine, să lansăm azi. Nu mândresc cu domnul. Magirescu și așa. O joc și da. Așa. Oameni de toată stima. Rezultate, pe bune, filmat, au fost oameni, interviuri. Oameni deschiși. Să-i vedeți în 3 ani dacă îi mai găsiți pe acolo. Se mută centrul de greutate spre vest. Vă aduceți aminte cu ciobanul? Un băiat, ciobanul, nu știu... Bogdan, la Suceava, după acolo. Da. Bun, urător, porumbei... Investitor de calibru. Investitor! Ați mai auzit ceva de el? Ne. De ce? Păi ne sare și un cad în farfurie. Adică, stai puțin, n-am înțeles. Păi noi la Timiș, noi la familia Tunduc et companie, noi ce facem? Nu zburăm Berlinul? Nu avem pe aia care a venit și n-a venit? Haideți, domnule, ce n-ai viitor? Da. Haideți, domnule, ce n-ai... Ne-a strofocat! Voi nu înțelegeți că sunteți carne de tun? Voi nu înțelegeți că sunt niște ambiții în joc?
N-am făcut olimpiadă. Am zis noi olimpiadă, nenorociții de la FRSC. Ne-a băgat. Am făcut până la urmă Cupa Europei, nu știu care. Corect? Corect. Am invitat. Ce am invitat? Viitor posibil votanți. Cuveit, Arabia, am fost în Qatar, am fost în... Albania, Kosovo. Așa. Da. Am venit. Păi ei au venit, mă, frate, dar au venit în interesul lui propriu, mă. Păi banii voștri i-a servit pe aia. Da. Știi ce nu înțeleg eu, domnul Dinu? Am venit, stai să termin vis-a-vis de seriozitate, vis-a-vis de cuvânt. Știi ce? Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în 2020 cu inelele genealogice de proprietate, inelele, vă aduceți aminte? Toată lumea țipa că s-a ștergeau, s-au șters. Am porumbei care are doar un dar de picior. N-are, da, îl știu eu din caiet. Bă, ăsta e ăla, înțelegi dumneata? Da. Așa. Tușu, așa. Da. Și a venit domnul Tundu și a spus, am vorbit cu firma și a cerut scuze și ce-mi face liste. Face așa, mai făcut ăsta atât și dați-mi că să vă aduc nu știu ce supliment de viteză să punem pe... Ați mai văzut? Ați mai văzut? Da. Păi și atunci, domnul... Auziți, după ce că, și atunci, domnul, virgulă, costurile transportului... Două, paranteză. Am vorbit cu un amăr ăștia. A zburat 8 porumbei. A întreținut cu întreținere la 50 de porumbei. Deci cum a făcut tot? 50 de porumbei, așa, cu fondul, cum a, nu știu, țeaba așa. L-am întrebat, mă, X-ule, cât te-a costat pe tine zborurile anul acesta la UCP, că face parte din... Gruparea UCP, da. Da. 2500. 25 de milioane? Da. Oho. Asta în condiția când a zis domnic sponsorizarea și încă o dată atrag atenția vis-a-vis de sponsorizare. Așa. Cine are un RIC să asculte, cine vrea să vadă sau să li se transmită, că nu prea e în ordine. Și încă o dată, nu e amenințare, domnule, nu e amenințare. FRSC-ul, dacă are un drept, și-l va apăra. Indiferent că e pe instanță, că e pe penal, că e pe... îl va apăra. Pentru că este o federație sportiv națională, iar membrii ei nu vor să fie puși în inferioritate nemeritată cu niște ONG-uri. Da. Punct. Și am întrebat. Am întrebat un bun prieten de dincolo. De dincolo. Bă, cum a fost? Câtă? Cum e posibil te duci cu 2000 de porumbei la prima etapă și duminica ai 400? Cum e posibil? Unde sunt porumbei? Tenor, da, unde sunt? Și îl întrebam, băi omule, tu ai, te știu, un băiat corect, îl știu, cunosc. Sunt prieten. Ești un băiat corect. Ca să vedeți. Ești un băiat corect. Ești un băiat care a investit și investești. La lui-o ta de porumbei, că a plecat cu 100 și ceva de porumbei. Păi, ce concluzie tragi tu? Nu poți să tragi nicio concluzie. Știi ce îmi spune? A, bă, Mihai, zice, noi ne-am văzut saci în căruță. Eu mă distrez. Bravo! A, o dă pe distracție. Da. Deci nu mă interesează, bă. Asta e sloganul la ăștia, iar la alții zice, asta e, ce să faci? Mai sunt și andăștia, da? Da. Știi. Zice, poine? Păi, i-a spus, uite, bă, o variantă, o alternativă, faceți așa. A, păi, nu, bă, că m-a tăiat, zice, vrei să-i dai la o parte, vrei să fii conducător. Bă, voi sunteți nebun. De, asta este nivelul la un județ. Nu știu cum o fi la alte județe. Au zis după ce că, virgulă, costurile transportului au ajuns sau au crescut exponențial în ultimii ani. Spuneți-mi și mie, după ce că le ia banii la oameni, de ce le mai ia și rezultatele? Și nu-i lasă să zboare pe bune. Păi, fiecare vrea să se vadă acolo pentru suma de bani. Băi, omule, la Giurgiu nu e nevoie, bă. Băi, la Giurgiu, oraș, vorbesc de zona asta, nu este nevoie să le ia rezultatele, că n-au. Nu că n-ar avea porumbei. Da. Nu că n-ar avea. Dar sunt porumbei ăștia puși să concureze în niște condiții neloiale, nesportive, cu ceilalți competitori, și îi să mulțumesc la o bere să zică, te-am bătut. Și când te uiți în clasamentul, găsești în primele 100. Da, așa e. Dar zice, ți-aduce aminte când te-am bătut la Presbic? Da, da. Când, mă? Și le-a spus, bă, ca la table. Când ai două, n-ai niciuna. Când ai trei, de-abia ai una. Și le-a spus, bă, nenică, când ai trei etape de fond. Da, așa e. Și ai, zice, asta este o fațetă. Cealaltă fațetă, zice, îi vezi pe ăștia, dar toți au norma făcută. Ce normă? Normă kilometrică? Normă de consum? Ce norme au ăștia? Normă la 1000 de puncte. Da, ce normă? Are norma la categorie. Și? Da.
E greu. Și eu le-am spus la ăștia la București, le-am spus la ăștia la București, bă, nenică, uitați-vă, mă, clasamentele astea cu câtă eferveșență creatoare republică ai voștri și să mă arătați și mie la categorie. Categorie, când vorbesc după norma fecii la 2 ani, palmares cum ar veni, câți bucureșteni sunt? Ba că e unul la 3 ani, ba că e unul la pui, ba că e unul... Băi, dar nu campion. Pe locul 2-3 pe acolo. Bă, bă, nu vă, da, nu vă sună nimic. Și asta pleacă de la organizare. Și le-am spus, bă, bă, nu sunteți în stare să vă alegi? Nu sunteți în stare să vă alegeți între voi conducători? Păi dacă se duce unul din ăsta, un președinte de asociații, de... filială, sucursală, da. La București? A zis domnul Cutar. A zis, băi nebun, mă uit și la dumneata că te duci la centre de îmbarcare. Și văd oameni cu părul alb, bă, cum să lasă ia călcați în picioare în halul ăsta? Și mai vin două, trei săgeți de-astea și zice, pă, FRSC-ul? Păi FRSC-ul, ăștia vorbesc, fac campionate pe stradă. Bă, nebunilor, încă o dată vă spun la săgețile astea. Băi, campionatul se face, campionatul, se fac campionatele conform normelor FCI. Mă, există campionat pe club? Da. Aduceți-mă mie porumbelul cu locul 1, campionat pe club la județ, care să aibă un punctaj. Foarte bun rezultat. Un punctaj bun, chiar foarte bun, și îl plătesc. Păi n-avem. A, voi sunteți învățat la 14.000 de porumbei, la 17.000 vine odată, zice, vezi pe ăsta? Da. A venit în 22.000 de porumbei. Și mai departe? Dar n-aveai locul, nu? Băi, oameni, voi nu vă dați seama că suntem într-un impas? Și numai sportiv, pe niște criterii bine definite, se poate reveni? Cum? Voi nu vă dați seama că la momentul ăsta, maratonul ăsta, care ziceți voi extrem, este tocător de porumbei? Mașină de tocat porumbei. Mare tocător. Păi de ce? Da, așa. A, n-avem porumbei că Ucraina, că război. Ba da, și ăsta este un cum să spun, un handicap. Bă. Nu, da, se... Da.